Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de Dead by Daylight. Nici n-aveți idee prin ce am trecut înainte de episodul ăsta. Bă, deci mă jur, am încercat și eu ca orice om. Nu știu de ce dracu am făcut aia, dar în fine. Am încercat și eu ca orice om să filmez un episod. Bă, 3 meciuri, Oh shit, să nu vii aici. Bă, deci 3 meciuri. În primul meci mi-a făcut tunneling. În al doilea meci unul și-a dat disconnect și celălalt, cum a fost pus pe cârlig, a dat până la jumatea vieții și după a murit. Pentru că da, s-a lăsat. Unde dracu e cu aud? A plecat. Și în al treilea meci am dat de un trapper camper. Și mi-am băgat piciorul, am zis, no, boss, nu postez asemenea bullshit-uri de meciuri. Îmi bag piciorul, mai bine filmez altul. And here I am. Cum repar la generator. Ăsta sunt, n-am ce să fac, dacă dau de idioți, dau de idioți, asta e. Bun, ia să vedem ce putem să facem. Sincer vă spun că n-am început de mult meciul ăsta, din câte puteți vedea, dar merge mai bine ca toate trei la un loc, alea de adineauri. Doamne, ca să nu mai spun că la un moment dat eram la un generator. Cred că îl știți ăla de pe Larry's Memorial Institute, unde poți să repar doar tu undeva pe margine sau ceva de genul. Și o cretină de Claudette, deci practic eu eram în fața lui și aia în fața mea și nu mă lăsa să repar, frate, și aveam brand new part. Bă, și când m-am apucat să dau cu brand new part-ul, pentru că m-a ținut aia prea mult acolo fără să fac nimic, când să dau fratele meu cu brand new part-ul, a venit trapper-ul și m-a prins și mi-am băgat piciorul în el de brand new part. Firea dracu, Clodetă, cu cățaua mamii tale astăzi și mâine. Ok. Îl ia sau îl lasă, că nu înțeleg? Îl ia. Într-un final. Ia uite, goangele. Oh shit, sper că nu m-a văzut. Nu, boss, oh shit. O să fie nasol aici. Hai da. What the fuck? Nu pot să mă mișc! Ah. Doamne, cât de proastă e! Ok. Oh shit. Mamă, deci... cu aia am trecut prin spatele și nu m-a văzut, ești nebun? Și hai, văzutul ca văzutul, dar nici nu m-a auzit. What the hell? Să nu spui că o lasă pe acolo. Ok. Deci eu puteam să jur că m-a văzut, pe cuvântul meu. Adică chiar s-a uitat în direcția mea când am vrut să fug. Am zis, mamă, gata, ăsta sunt. Și după s-a întors și nu mi-a făcut nimic. What the fuck? Ori m-a lăsat, ori nu m-a văzut. Eu repar aici liniștit, mă doare în 14, că și în meciurile celelalte pe ceilalți a durut în 14 de mine. Vreau să filmez un episod ca lumea, pentru că ăștia văd că oricum se salvează în 3, deci sunt liber să mă doar în 14 dacă sunt pe hook sau nu și să repar liniștit să scap. Nu e ca și cum aș repara doar pentru mine. Hai să-ți dau heal, săracule, mai fac puncte și de pe tine. L-a prins acolo, ok. Hai să reparăm aici, Dwight. Ce zici de asta, Dwight? Oh, fuck, Dwight, ai făcut baltă de sânge sub tine, Dwight. Ghiși ce, sunt singurul care n-a dat nas în nas cu killerul până acum. Ce mai ca mătifaș, mă, vino și repară. Așa. Nu mă face să fac spume, că dacă fac spume nu e bună. Pe bune că ai plecat. Și mai aveam așa puțin. Și un cretin de Dwight mă lasă să repar singur. Hai că o să ies pe fereastră pe aici așa frumos. Și o să mă camuflez mișto în boscheții ăștia sau ce dracuri fi, nu știu, dar nu prea se camuflează, asta e problema. Mamă, dacă era o Claudette aici, nici dracu nu mai vedea. Bun, hai că s-au dat jos. Să mai căutăm generatoare, zic și eu. Uite, frate, ăsta meci, joacă lumea cât de cât ca lumea, nu la expert mode, dar
joacă, totuși. Oh, fuck, ăsta se poate face singur, bă. Lasă-mă pe mine, prostul dracu. Ma, n-ajung la ăla ca să-i dau cu lanterna în ochiane. Nasol, mi-am cam luat lanterna asta degeaba, sincer să fiu. Ah, a scăpat, avea decisive, probabil. Ok. Hai încă un generator să mai găsesc și eu unul. Oho, stai că mi-am adus aminte de basementul ăsta. A, cred că e reparat sau nu. Ia să vedem ce găsi. A, o să găsi. Băi, are ceva lag sau ceva de genul. Mi s-a întâmplat chestia asta și la generator. Cred că e mai bun medkit-ul decât lanterna asta de 1000 de ori. A, da, dă medkit-ul, tati. Thank you, hai să reparăm. Iau și ce arde focul sus în șemineu. LOL! Oh. Oh shit, nu veni aici. Aleargă pe cineva pe aici. Că după mine niciun... A, ah, da. Pe Moon 3 ăla sau cum s-o... Oh fuck, unde, unde? Ah, e. E oarecum departe, e ok. Mai am timp să repar. Să nu dea, mamă, să nu dea sfântul să vii la mine. Atât zic. Ah, hai că l-a luat. Ok. Mamă, ce bine era dacă aveam un toolbox acum. Oh, fuck. Când dracu a ajuns acolo așa repede? Aia e boss. Dar plecați și voi din partea asta, că ar fi foarte indicat, nu de alta, dar repar eu aici, știi? No fucking way. E un Dwight pe aici, că am primit leader sau... Cred că a fost leader, n-am văzut. Da, e Dwight. Nu vezi, mă, nimica. Meclește-o. Fucking lag, dude! Am avut lag în sărăcia asta. Așa, du-te tu repede să iei tu poarta, deșteptule! Nu, 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 n-ai să vezi, Dwight, n-ai să vezi. Nu-ți las nicio poartă, scârnavule. Scârnăvie ce ești. Am zis scârnavule, vreau să zic crnatule. Așa, super. Până să vreau eu să zic ceva, a venit ăsta și a luat poarta. Mersi, bă, ești un scump! Well, you fucking know what? Măcar lasă-mă să-ți dau heal. Lasă-mă să-ți dau heal! Heal! Așa. Beji-mă de aici, nu-ți dau niciun punct. Hai și la... Mă duc și la poarta cealaltă, îmi bag piciorul. Deci am eu impresia că îl aleargă pe ăla fix pe la poarta aia. Asta nu e bună. Oh shit. Oh shit. Oh, fuck you. Mă duc și o deschid, fraiere. Are nuet, băga mea și piciorul. Unde dracu-i poarta? E la mama dracu ăla. Băi, vă rog, unde-i poarta aia? Totuși, au scăpat fraierii. Și ăla, într-un fel sau altul, a reușit să scape. Deși nu-mi dau seama acum. Să nu cumva să vin coace. Mamă, e Dwight! Idiotul dracu! Am deschis poarta și am ieșit, nu, nici heal nu-ți mai dau. Fucking shit. Bă, eu știu că o să mor, dar măcar am făcut puncte. Sper, cel puțin. Oh, eu... Trebuia să fie ieșit atunci. Trebuia să fie ieșit. Pentru prostul de Dwight am rămas eu, Doamne Dumnezeu. Băi, frate, băi, deci fii atent ce m-a lăsat omul, nu pot să cred. Fucking pussy, Dwight.
Bă, deci nu, adevărul e că în jocul ăsta, sincer vă spun, bă, nu poți să te bazezi pe alții, mă, să nu mai pusis. Deci, hai să facem o mică recapitulare. Ăsta e al patrulea meci pe care îl filmez și de altfel singurul care a ieșit ok. Pentru că am făcut, n-am făcut pip. Bă, tu glumești. Fuck you, pussy. Pussy, zol of you. Bă, chiar dacă n-am făcut puncte, a fost mișto cât de cât, da. Uite, bă, și tu, bă, ce oameni, bă, frate. Deci, hai să facem recapitulare. În primul match, cum a fost? Ah, da, în primul match era unul cu Freddy, ce s-a gândit el? Hai că lui prostul ăsta o să-i fac tunnel. Nimic de zis, nu e ca și cum ai fi singurul care face treaba asta și eu am făcut-o de multe ori. De multe ori fiind de vreo 2-3 ori ceva de genul, dar whatever, nu asta contează. În al doilea match, cretina aia de Claudette bloca, frate, generatorul. N-am apucat să dau cu Brand New Part-ul și când n-am apucat să dau cu el, a venit killerul. Și desigur că mi s-a dus Brand New Part-ul din cauza la o fucking proastă de Claudette. Și în al treilea match, Trapper Camper. What the fuck, jocul ăsta are nevoie. Dead by Daylight, go get some help, dude, you are so fucking drunk. Sau ce ai avea tu, nu știu. Bun, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Un like, un share ca să vadă și prietenii voștri. Și nu uitați să vă abonați ca să nu pierdeți episodul următor. Noi ne auzim data viitoare. Hai, ciao.